Copiii care nu au împlinit 16 ani vor avea nevoie, începând cu data de 25 mai 2018, de acordul părinților pentru a-și crea conturi pe rețelele de socializare sau pentru a folosi magazine online. Companiile vor trebui să verifice cât de cât existența acordului părinților. Prevederea este inclusă în regulamentul general privind protecția datelor, care urmează să se aplice în mod direct și în România, fără să fie necesare formalități din partea statului nostru. Chiar dacă obligația se va aplica în România de la 25 mai 2018, exact în această formă, regulamentul european permite autorităților de la noi și ale celorlalte state membre UE să reglementeze numai prin lege o vârstă mai mică de 16 ani pentru a fi necesar acordul părintesc. Totuși, aceasta nu poate fi mai mică de 13 ani.